Valeriu Stăriu, deputat PSD, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Stăriu, și vă mulțumesc că ați venit în studioul nostru. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Camera Deputaților și Senatul încep astăzi a doua sesiune parlamentară ordinară a anului. Ce decizii ar urma să fie luate zilele acestea? Știm că se pregătește o nouă numire la președinția Senatului, după ce domnul Tăriceanu și-a dat demisia sau și-a anunțat, de fapt, intenția sa de a demisiona. Dacă nu se răzgândește, așa cum a mai făcut-o în trecut, cu siguranță astăzi vom vedea demisia domnului Tăriceanu și automat va începe, într-adevăr, o competiție pentru a ocupa scaunul de președinte al Senatului. Lucrurile vor decurge cronologic, deci întâi vom vedea acea demisie, după care, cu siguranță, la ședința de grup PSD din Senat, vom avea o desemnare de candidat și, cu siguranță, va fi nevoie de un vot la plenul Senatului. PSD are câteva nume? Sunt câteva nume, chiar câțiva din colegii, aș putea spune, de calitate și de calibru mare. Îl avem pe Robert Cazanciuc, fost ministru al Justiției, Șerban Nicolae, Caterina Andronescu, Cristian Dumitrescu, actual vicepreședinte al Senatului, Titus Corlățeanu. Deci nu fac niciun fel de grijă, sunt toți colegii noștri și toți pot, oricând să îndeplinească această funcție, până la urmă, al doilea om ca putere în stat după președintele României. Cred că la ora 4 avem toate răspunsurile și cine ar putea fi candidatul din partea PSD. Înțeleg că există și din partea opoziției, cel puțin citisem în această dimineață că Alina Gorghiu își dorește această funcție. E nevoie de a avea 69 de voturi. În clipa de față, grupul PSD are 67 de voturi, deci este mult mai facil cu încă două voturi să obținem această funcție și o funcție care cumva de drept se cuvenea PSD-ului la începutul acestui mandat în 2016, dar care atunci, prin parteneriatul cu ALDE, a fost oferită celor din ALDE. La Camera Deputaților ce decizii urmează a fi luate? Și în Camera Deputaților avem, prin apariția unui grup nou, Pro-România, vor fi cu siguranță mișcări la nivelul comisiilor permanente, la nivelul comisiilor comune vom avea probabil cel puțin un președinte nou, este nevoie de a fi numit un președinte la Comisia SRI după plecarea la Bruxelles a europarlamentarului Claudiu Manda. Cred că astăzi vom avea discuții pe aceste teme și dincolo de ceea ce este uzual, aș putea spune, de 20 de ani în prima zi de start în septembrie, când ocupi rapid toate funcțiile la comisii, activitatea pe comisii și activitatea în plen. Sunt proiecte importante de continuat și am și eu câteva proiecte de acest gen, dar dincolo de ele probabil va fi o perioadă scurtă de lucru, pentru că probabil din 10 octombrie campania electorală pentru alegerile prezidențiale va opri activitatea normală, să spunem, din cameră, urmând să reluăm după 24 noiembrie cu proiectele de buget și proiectele mari de sfârșit de an. Ce se știe despre restructurarea guvernului? Când va veni doamna Dăncilă în Parlament cu noile numiri? Eu știm că președintele Klaus Iohannis a refuzat propunerile doamnei Dăncilă. Urmează o discuție astăzi, luni. Această discuție este programată între doamna Dăncilă și președinte pentru a vedea în mod real în ce măsură putem vorbi de o remaniere normală, așa cum este pornită la ora actuală, sau este nevoie de a arăta că putem obține o majoritate în Parlament pentru a trece o formulă de guvern. Prioritar ar fi, evident, să continuăm o remaniere, dar vrem să vedem care au fost motivele care l-au determinat pe președintele Iohannis să respingă numirile trecute. Așteptăm un răspuns și pentru numirile cauzate de plecarea celor din ALDE, din funcții. Imediat în această săptămână lucrurile vor fi clarificate, dar termenul până la care numirile de miniștri trebuie făcute este mai larg. Avem aproape 45 de zile, din care au trecut vreo 5 sau 6 zile, până când într-adevăr trebuie să avem numiri făcute pe funcțiile respective. Avem miniștri interimari care asigură toate aceste portofolii și, evident, pe măsură ce expiră cele 30 de zile de interimat, ele pot fi prelungite. Președintele a făcut câteva afirmații referitoare la refuzul dânsului de a numi noile propuneri. Cum vi s-au părut afirmațiile președintelui? Sincer, mi s-au părut ridicole. Președintele se află în campanie electorală și, evident, dorește să se afirme cu anumite tipuri de activități. Alte activități nu am văzut în ultimele săptămâni.
singurele declarații le-am mai urmărit la momentul întâlnirii diplomaților, dar în rest activitatea, ca și cea din ultimii 4 ani, a fost aproape de zero. Faptul că nu-l accepți pe Mihai Fifor la Ministerul de Interne după ce 2 ani a fost ministru al apărării și un ministru al apărării foarte bun, arată clar faptul că președintele nu are o justificare pentru care a refuzat această numire. Sunt foarte multe semne de întrebare. Așteptăm cu siguranță o limpezire, o justificare a acestor refuzuri, dar în primul rând este aceasta a afirmării în plan electoral a președintelui Iohannis prin niște măsuri care practic mai degrabă arată un blocaj pe care dorește să-l facă guvernului și nu o atitudine constructivă și nu o atitudine de președinte care ar trebui să fie în mod egal pentru toate partidele. Care este acum situația Partidului Social Democrat? Știm că a rămas în urma plecării ALDE de la guvernare fără majoritate. Practic nu mai deține partidul singur majoritate nici la Cameră și nici la Senat. Ce urmează? Toate aceste majorități în istoria recentă a Parlamentului au fost obținute întotdeauna prin negocieri cu alte partide. Niciodată vreun partid nu a avut singur 50%. Întotdeauna au invitat fie pe o alianță permanentă, fie pe diverse proiecte la diferite tipuri de parteneriat. Sunt convins că și în următoarele săptămâni vom avea proiecte care vor trece pe tipul acesta de negocieri strict pe câte un proiect, fie cu Pro-România, fie cu foștii colegi de alianță din ALDE, fie cu grupul minorităților. Este mult mai probabil să avem alianțe pentru a construi și pentru a menține actuala echipă decât să avem o alianță mare care să încerce să dea jos PSD-ul printr-o moțiune de cenzură. Singurele moțiuni în ultimii 3 ani care au reușit să treacă au fost cele inițiate de PSD atunci când au fost cei 2 prim-ministri schimbați. În rest, nu am asistat de la căderea guvernului Ungureanu la vreo realizare a opoziției unite. La vremea respectivă, tot PSD-ul a reușit să mobilizeze suficient de multe voturi pentru a stopa activitatea guvernului Ungureanu, dacă nu mă înșel, în 2012. Și nu cred că vom revedea acel tablou. Și atunci era un an electoral ca și anul acesta, dar atunci era o altă stare de spirit. Care este starea de spirit acum în partid? În PSD este o stare de spirit bună. Deci avem o relansare a partidului, practic după congresul din iunie. Avem un nou congres care tocmai s-a terminat în august pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale și am avut și un check avem aproape săptămânal, deci partidul a intrat într-un ritm de lucru bun, aș putea spune. Dincolo de ce vedem ședințe mari, vedem foarte multe ieșiri în teritoriu pentru lideri și ăsta cred că e cel mai important lucru. Ai nevoie de voturi, ai nevoie de întâlniri cu oamenii, ai nevoie să explici oamenilor unele măsuri, ai nevoie să iei de la oameni propuneri și cred că doamna premier face foarte bine în acest moment acest lucru. Este secundată de liderii județeni care la rândul lor știu foarte bine cam ce priorități sunt. Aș putea spune că lucrurile se revăd în toată economia. Economia merge, orice s-ar spune. Și în clipa de față cred că ăsta este deranjul cel mai mare în opoziție, că sunt foarte puține vulnerabilități pe care PSD-ul le-a lăsat în urmă la acest moment, care se poate duce la o discuție în campanie pe proiecte reușite și nereușite. Aminteați dumneavoastră, adineauri, de o inițiativă lansată, cel puțin în spațiu public până acum, de către opoziție, moțiunea de cenzură. Este pregătit PSD să treacă și de această dată, de acest impas? Amintesc că ALDE a anunțat că va vota moțiunea de cenzură. Până la urmă, credeți că va vota sau nu va vota? Deja moțiunile anunțate de președintele Orban au intrat într-o rutină și într-un ridicol. De fiecare dată se îmbărbătează la începutul legislaturii că vom depune mai devreme sau mai târziu, uneori chiar în ultima zi. De cele mai multe ori nu reușește să strângă voturi câte semnături are. De data aceasta și-a anunțat un plan ambițios să strângă 233 de voturi și semnături. Așteptăm cu interes să vedem. Până atunci PSD-ul își vede de treabă înainte și în Parlament trece acele proiecte pe care și le propune, nefiind stânjenit de declarațiile unui lider care nu este parlamentar, cum este Ludovic Orban, și care nu cunoaște mecanismele parlamentare suficient de bine pentru a le putea bloca și pentru a fi susținut de niște colegi în acest demers. Am văzut răspunsurile care i le-au oferit alți parlamentari din opoziție. Practic,
Ar fi foarte interesant să vedem cum ar construi un guvern, cum ar construi un program de guvernare această opoziție care are și partide de stânga, și partide de dreapta, și partide neomarxiste, cum este USR-ul. Din fericire pentru români, nu vedem o astfel de construcție, pentru că ea ar fi cu adevărat catastrofală. Dacă 2016 a fost un an al tehnocraților, cred că un an condus de opoziție în 2020 ar fi pentru români un dezastru. Credeți că opoziția actuală nu poate să facă față? Sunt convins. Conducerii unui nou guvern? De câte ori au avut acces la guvernare, ultima dată în 2016, pentru că din USR și din Plus sunt foarte mulți foști ministri sau chiar premier, cum era Cioloș, rezultatele au stagnat. Românii au suferit, românii au dus o viață mai grea. Declarativ s-au bătut cu corupția, au făcut mari realizări, dar în buzunarul românilor n-au intrat nici pensii mai mari, nici salarii mai mari, nici consumul n-a fost mai mare. Deci realizările pentru cetățeanul de rând au fost minime. Nici autostrăzi nu au făcut, nici nu au asfaltat drumuri. Deci efectiv încercăm să ne uităm ce performanțe au avut în 2016. Ne mai aducem aminte de non-performanțele guvernului de dreapta care a tăiat pensiile în 2010 și care la rândul lui a dărâmat un guvern PSD pentru a veni cu tăieri de pensii și cu măriri de taxe. Cred că românii uită poate astfel de situații de la an la an, dar de câte ori li se reamintește, vin cu și mai mare poftă să voteze PSD-ul în anul următor. Revin acum la domnul Călin Popescu-Tăriceanu. Spuneam că a anunțat dânsul că va vota de data aceasta o moțiune de cenzură. Acum are o nouă alianță cu Pro-România. Victor Ponta a fost premier social-democrat. Cum vedeți dumneavoastră plecarea aceasta a domnului Tăriceanu și motivele invocate de dânsul? Ele reale? Plecarea președintelui Tăriceanu se datorează mai degrabă rezultatului foarte modest din alegerile europarlamentare. Faptul că n-a obținut acel prag de 5% a fost mai mult decât un semnal de alarmă. Și evident, dacă în PSD au fost imediat schimbări, conducerea a fost reașezată, a înțeles foarte bine Partidul Social-Democrat mesajele greșite cu care plecase la drum și s-a reorientat, în alte practic nu se întâmplase nimica. Timpul este foarte scurt până la următoarele alegeri, ar fi dorit un candidat comun în persoana președintelui Tăriceanu, susținut și de PSD, dar cu acele rezultate nici nu se putea pune în discuție acest subiect. Nu ai cum să explici partidului care în oricare alegere a trecut de 20% că îți susții un partener de alianță cu 4%. Regret că pierdem un partener în actualul Parlament, care de foarte multe ori a fost corect și care a venit chiar cu proiecte foarte bune, însă, pe de altă parte, decizia aparține mai degrabă conducerii strict din ALDE și nu aș putea să spun că este împărtășită de toate filialele. Am văzut reacții diverse. Și Galați și Ingorj, diferite tipuri de reacții, fie că de ce au plecat de la guvernare, fie că de ce au intrat într-un parteneriat cu Pro-România. Sunt lucruri pe care ei trebuie să le clarifice înăuntru. În acest timp am văzut deja parlamentar de ALDE care a venit spre PSD. Probabil că vom mai asista la astfel de mișcări. Despre cine este vorba? Am văzut un parlamentar de Suceava care și-a anunțat trecerea la Senat de la ALDE la PSD și cred că vom mai asista la astfel de mișcări. Spunea fostul premier Năstase că Parlamentul are o geometrie variabilă. Într-adevăr, cresc și descresc grupurile parlamentare și sunt convins că tocmai acest lucru va genera o stabilitate a actualei guvernări. Nu este niciun fel de rușine. Constituția permite. Partidul Național Liberal a transferat parlamentari. În istoria Parlamentului întotdeauna au fost grupuri întregi care de-a lungul unui mandat s-au dizolvat sau au apărut. Toate aceste mișcări, până la urmă, fac parte din politică și din democrație și le vedem și în alte state, le vedem și în România. Pe acest lucru mă bazez că în clipa de față PSD-ul își duce liniștit mandatul înainte în Parlament și asigurând această majoritate. Dar cum vedeți faptul că Tăriceanu și Ponta au decis să-l susțină pe Mircea Diaconu, iată, un candidat independent, apolitic, spune eu, pentru prezidențiale? Îl respect. A renunțat domnul Tăriceanu la visul său de a deveni președinte, cel puțin pentru anul ăsta. Au ales această cale, probabil au făcut aritmetica și au văzut că aproape 7% cât are Pro-România plus 4% nu are cum să ducă la un scor favorabil președintelui Tăriceanu. În urmă cu 5 ani, dacă nu mă înșel, a avut
dificultăți, atunci 6 sau 7% a avut la alegerile prezidențiale, nu s-au întâmplat lucruri notabile în cei 5 ani. Notorietatea există, ba din contră. Aș spune că este o variantă de avarie pe care au adoptat-o, identificând rapid un candidat. Nu cred că Pro-România își pusese problema să nu aibă candidat și tocmai de aceea au mers pe această variantă. Respect foarte mult persoana lui Mircea Diaconu, a fost un actor pe care l-am îndrăgit din copilărie. Îl cunosc personal și a fost coleg de parlament în urmă cu niște ani în Parlamentul României, apoi plecând în Parlamentul Uniunii Europene. Dar cred că nu va avea o viață ușoară în această campanie și, de altă parte, nu va avea un scor suficient de bun ca să performeze. Este o încercare pe care mulți politicieni am văzut în acest an că și-o doresc. Dacă nu mă știu, sunt peste 10 candidați înscriși până la acest moment. Urmează dificultatea de a strânge semnături, de a le depune. Și cu siguranță din tot acest lucru vom avea o ofertă mult mai îmbelșugată pentru oameni, un câștig pentru democrație și vom vedea, important este în turul 2, care vor fi cei doi candidați și cum se va așeza acolo bătălia. Da, sunt mai puțin de 3 luni până la prezidențiale, chiar 2 luni și jumătate. Cum se pregătește Partidul Social Democrat pentru acest eveniment? Este interesant că în Partidul Social Democrat sunt foarte multe filiale care sunt permanent în starea aceasta de campanie. Deci, un partid a început mare, strângerea de semnături, sigur, de altfel. Deja sunt județe care au închis strângerea de semnături cu niște cifre într-adevăr impresionante. Din nou, județul Dolj, spunea la reuniunea grupurilor de la Mamaia, Claudiu Manda, președintele filialei, că au finalizat strângerea semnăturilor. N-am apucat să-l întreb câte semnături a strâns, dar sunt convins că peste jumătate din necesarul la nivel național. Ultima oară, dacă nu mă înșel, alegerile europarlamentare aveau 170.000 de semnături strânse doar un județ, județul Dolj. Sunt convins că și în acest tip de campanie a strâns foarte multe semnături. Dar dincolo de semnături, care reprezintă un foarte bun prilej să vezi cu cetățeanul în discuție cam ce așteptări sunt, mă aștept fără îndoială să fie, aș putea spune, câteva milioane de semnături strânse, asta este forța partidului. Pe de altă parte, vom avea cu siguranță multe activități în teritoriu, nu doar ale conducerii. Fiecare filială deja la nivelul comunelor, la sate, chiar și în cătune, există echipe care se întâlnesc cu oamenii, care vor să identifice problemele și care vor, în egală măsură, să promoveze candidatul nostru, pe doamna premier Viorica Dăncilă și în foarte multe astfel de situații primesc solicitări de la oameni să asiste la discuții și să o invite pe doamna Dăncilă la ei în comune, în orașe, lucru care se întâmplă frecvent. Zilele trecute am văzut turneu Făgăraș, Argeș, Constanța, foarte multe întâlniri cu categorii sociale, cum a fost întâlnirea cu pensionarii, întâlnirea cu femeile social-democrate. Deci este o activitate în care nu-i doresc decât foarte multă putere doamnei Dăncilă. Am fost în staffurile de campanii prezidențiale și știu că ai nevoie de putere fizică înainte de orice ca să poți să faci față ritmului, pentru că ai dorința să întâlnești câteva sute de mii de oameni într-o campanie electorală, alergi în toată țara, drumurile sunt obositoare, întâlnirile sunt foarte, foarte lungi și ai într-adevăr nevoie să fii supra-om la astfel de momente. Pe ce teme va merge Partidul Social Democrat în această campanie? Primul rând pe teme economice. Faptul că în ultimii 3 ani au crescut, chiar mă uitam de dimineață pe raportările Institutului Național de Statistică, raportările care pleacă la Eurostat, aproape nu există domeniu în economie care să nu fi crescut cu cel puțin 15-20%, de la producție industrială, de la servicii, de la partea de bunuri de consum pe care și le-au cumpărat oamenii, achizițiile de automobile aproape s-au dublat în ultimii 4 ani, înregistrări de mașini, de motociclete. Deci sunt atât de multe cifre care încă n-au fost suficient de bine clarificate populației. Cifrele pe agricultură sunt fantastice, achiziția de echipamente agricole. Deci România efectiv a făcut un salt uriaș în ultimii 4 ani, dar permanent s-a vorbit, pentru că opoziția nu avea nicio altă temă de pus pe masă, și a pus unilateral tema justiției. Pe discuțiile despre justiție, de fapt, economia a înflorit, economia a mers înainte, litoralul are sute de mii de turiști, cum n-a avut niciodată, de la ultima stațiune până la cea mai de nord. Turismul în România s-a dezvoltat fantastic, a fost nevoie de o schimbare
a unei paradigme fiscale, avem 5% TVA în turism, care a însemnat o relansare, avem voucherele care au retrimis oamenii la mare și la munte. Sunt atât de multe schimbări care s-au făcut în acești 3-4 ani, încât sper să aibă timpul necesar doamna Dăncilă să le poată explica românilor. Veniturile oamenilor au crescut foarte mult, de ieri pensiile românilor au crescut foarte mult. Deci toate acestea cu mult mai mult decât acea inflație pe care o arată cu degetul mereu opoziția. Deci este un raport net în favoarea câștigurilor românilor, care de altfel se pot uita că ori și-au renovat casa, ori și-au cumpărat o casă nouă, ori și-au schimbat televizorul, ori au avut mai multă mâncare în frigider, toate la un loc, arată că lucrurile au mers pe undeva mult mai bine decât în trecut. Însă, din păcate, mulți români pleacă din România și asta este o problemă a țării noastre, aș spune eu. Abordează spuneam tema că aceasta, am uitat pe cifre de dimineață și am văzut într-adevăr și indicatorul acesta pe ceea ce înseamnă demografia românească, unde sunt îngrijorat și de plecări, cât și de o natalitate mult mai mică decât mortalitatea. Avem în ultimul an 125.000 de români mai puțin înregistrați. Nu, spuneam, anul trecut s-au născut mai mulți români în afara țării decât în România. Cred că este și acest lucru o premieră și încă nu am reușit să găsim politicile să-i aducem înapoi. N-a reușit nimeni, de altfel, în Europa. Mă uitam în anii 70, înainte să intre în Europa, Portugalia a avut un exod de acest gen, care a generat apoi doar o reîntoarcere de până în 10% a portughezilor. Mulți s-au dus în agricultură, în Franța, au rămas acolo, au făcut copii și s-au naturalizat. România a trecut, din păcate, în ultimii 20 de ani prin această situație, însă, pe de o parte, cei care au rămas aici s-au întărit și au devenit foarte mulți antreprenori de succes, oportunitățile au fost mult mai mari aici, se vede foarte mult diferența între românii care au dezvoltat afaceri aici și cei care au plecat în străinătate pentru a fi salariați acolo și nu în condiții foarte simple. De multe ori aceia regretă că n-au putut să rămână și n-au putut să-și dezvolte mici activități sau, de ce nu, să intre în corporații în România. Până când acest lucru pe care l-am spus mai devreme, dezvoltarea economică, nu este suficient de clar explicată și până când nu corectăm și unele minusuri, că recunosc, nu a fost totul de zahăr în acești 4 ani. Aș fi vrut să văd mai multă infrastructură construită, autostrăzi, drumuri mai largi, mai ușor de acces, de accesat. Sunt multe lucruri care încă trebuie făcute vis-a-vis de românii de afară. Aceștia efectiv sunt bineveniți să contribuie, în primul rând, de ce nu, prin taxe și impozite, pentru că, din păcate, acest aport n-a existat până acum pentru ei, pentru români. Deci au trimis doar bani rudelor părinților, dar taxele și impozitele le-au plătit acolo unde s-au domiciliat. Însă dreptul lor de vot pentru a face, cum cred ei, mai bine pentru românii din România este în continuare, aș putea spune, o prioritate și inclusiv prin modificările legislative din această vară vom vedea cum și-l vor exprima pentru a stabili și ei alături de noi care este direcția cea mai bună a României. Ce spun sondajele din partid? Presupun că partidul face în perioada aceasta o serie de sondaje. Da. La ce nivel? Știți că sondajele pentru prezidențiale din timpul verii mi se par cele mai puțin precise. M-am uitat și acum 5 ani și acum 10 ani la alegerile prezidențiale, când întotdeauna cel care le câștiga era în cel mai bun caz trecut cu a doua șansă. Și vorbesc aici de sondajele de acum 5 ani, când Victor Ponta era lider detașat în 18 din cele 20 de sondaje făcute în lunile iulie, iunie, septembrie. Iar acum 10 ani, dacă nu mă înșel, Traian Băsescu era pe locul 3 la un moment dat, după Gioană, după Oprescu, deci nu părea să aibă nicio șansă. Iată că Victor Ponta n-a câștigat acum 5 ani, iată că Traian Băsescu a câștigat acum 10 ani împotriva tuturor sondajelor. Se întâmplă foarte multe lucruri în următoarele 2 luni, se află foarte multe lucruri despre toți candidații. Sunt convins că cel mai important sondaj nu este decât ziua alegerilor. Ne amintim ziua alegerilor la momentul 2004, când au fost Adrian Năstase cu Traian Băsescu 50% cu 50%. Abia a doua zi dimineață s-a știut câștigătorul, la fel și 5 ani mai târziu. Deci ziua votului și nu-ți poate spune foarte clar cine este câștigătorul, decât atunci când în sfârșit Biroul Electoral Central îl stabilește și toate contestațiile sunt înlăturate. Domnule Stăriu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și, ce să spun, vă doresc mult succes. Mulțumesc. Urmează o perioadă dificilă, atât la cameră, cât și, iată, intrăm în campanie. Sigur. O vom duce cu bine și sunt convins că vom câștiga foarte mult în acest an. Vă mulțumesc. Mulțumesc.